Dacă aș fi fost unul dintre nepoți, l-aș fi întrebat pe bunic cum se înțeleg păsările între ele și de unde le vin culorile penelor. Realizați corespondențe pentru a forma enunțuri după model. Băiatul și fata erau roșii și bucălați. Bunicul stă pe prispă. Copiii începură râsul, cântecul și jocul. Băiatul se așeză pe un genunchi al bunicului. Cocorii se duc în țara cocorilor. Aici este scris greșit, în țara rândunelelor. Vă mulțumesc pentru participare. Dacă v-a plăcut lecția, lăsați un like. Dacă nu v-ați abonat până acum, vă rog să vă abonați și vă aștept la alte lecții de limba română și de limba engleză. La revedere!